bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vom discuta astăzi despre un eveniment cultural și caritabil în același timp. Protagonist principal este Dragoș Andrei Cantea, un foarte tânăr pianist care este prezent la Vocile Iașului. Bun venit, bun revenit la Iași, deși revenirile sunt foarte dese. Dragoș Andrei Cantea studiază la Oslo și la Iași în același timp și am văzut că venirile tale în Iași sunt cam o dată pe lună. Bună ziua, în primul rând, da. Exact, bun venit. Evenimentul cultural și caritabil despre care vorbeam are loc pe 29 noiembrie, joi, în aula Bibliotecii Centrale Universitare. Se cheamă Tablouri dintr-un recital și este realizat de, sau susținut de Dragoș Andrei Cantea și artistul vizual Adelina Ioana Boroș. Adică în timp ce se va auzi muzica lui Iana Cec și a lui Mussorgsky, nu? Vor fi ilustrații sau proiectate ilustrațiile artistului vizual Adelina Ioana Boroș. Exact, da. Eu cred că e în regulă să spunem așa, pentru a nu divulga prea multe informații, pentru că este un recital care are un aspect foarte inovator, dincolo de cel caritabil, și trebuie să rămână multe elemente de surpriză. Dar este un recital sincretic, exact, care combină atât artele vizuale cât și muzica pentru prima dată pe scenă și anul, cu siguranță. Doi compozitori din școli naționale, unul din zona cehă, Iana Cec, nu? Da. Și celălalt din Rusia, Mussorgsky. Da, doi compozitori ai școlilor naționale cehe, respectiv al Rusiei, care se întâlnesc în România, dacă vreți, la mijloc. Recitalul va fi foarte contrastant, în ideea în care ce surse de inspirație au cehii, nu au rușii și invers. La cehii vom descoperi foarte multe teme din coloana sonoră a filmului Insuportabila ușurință de a fi, un film foarte celebru bazat pe romanul cu același titlu de Milan Kundera, unde surse de inspirație vom observa natura, pădurile, în general tot ce înseamnă de mediul natural al Cehiei. Pe de altă parte, la ruși vom descoperi grandoarea, vom descoperi brutalitatea, de ce nu? Haideți să fim serioși. Și pentru că la ruși, oricât am spune noi, orice fel de referințe politice am avea astăzi la natura, la adresa rușilor, la nivel de cultură au fost inițiatorii unor fenomene grandioase, de la muzică, în pictură, în literatură, nu mai spun. Așa că avem ce să luăm foarte bun de la ei și avem ce să promovăm. Literatura muzicală este de o dimensiune colosală și e frumos să facem paralela între două direcții estetice diferite. Cum s-a născut acest eveniment, evenimentul de joi, de pe 29, la ora 19, încă știu că se mai poate... Da, da, mai sunt câteva bilete care pot fi procurate la intrare, da, la prețul unic de 30 de lei, dar fiind caritabil, am spus, toate fondurile exact. Vor fi donate unui scop, cred că putem să spunem și scopul cu această ocazie. Toate fondurile vor fi destinate către bursele Rotary Academica, aferente anului 2019-2020, un proiect extraordinar de bine primit, aș putea spune, al cluburilor Rotary din Iași, inițiat de Clubul Rotary Iași Curtea Domnească, care susține anul acesta 10 studenți ai universităților de stat ieșene cu câte o bursă în cuantum de 10.000 de lei pentru anul universitar în curs, studenți cu o situație financiară mai modestă și care în același timp sunt și îndrumați într-un program de mentorat de către membrii rotarieni. Ești doctorand la Iași, nu? Da. La Universitatea de Arte. Da, și sub îndrumarea maestrului Dan Prelipcean. Și la Oslo, la masterat. Da, la înțeleg. Oslo fac un master avansat, ei așa îl numesc, Advanced Master's Degree. Probabil că sunt calificat la acest nivel datorită faptului că este al doilea meu master, primul fiind absolvit la Iași, după 18 ani de lucru intens cu Ioana Stănescu, care mi este principalul mentor și astăzi, adică tot ce sunt eu și faptul că sunt astăzi la Oslo și, mă rog, îmi împart activitatea între România și Norvegia, se datorează Ioan Istănescu. Să o luăm cu începutul. Ai început să studiezi pianul în 1999, dacă am reținut corect? Într-adevăr, în clasa 1. În urmă cu aproape 20 de ani. Da. Cum s-a întâmplat?
Care e povestea acestui început? Destul de simplu și poate chiar un pic haioasă, nu o poveste de viață neapărat. Jucam fotbal în curtea grădiniței și eu nu vin dintr-o familie de muzicieni. Mama fiind economistă, bunica fiind asistent medical. La care grădiniță? Grădinița de lângă poliția municipală. Mama fiind economistă, bunica asistent medical, bunicul a avut carieră militară, astfel încât poate că a fost un soi de ambiție în familie să existe un artist. Și eu eram foarte pasionat în perioada aceea și încă sunt de altfel, de Tom și Jerry, de Bugs Bunny, de aceste desene animate care erau în vogă, mai ales atunci. Și probabil că ne amintim cu toții, muzica în general era simfonică. Faptul Bugs Bunny știm cum cânta la pian, Tom și Jerry cum se jucau în interiorul pianului și nu știu cum, voiam și eu să fiu unul ca să fiu în aceeași, pe aceeași lungime de undă cu ei. Și m-a întrebat mama, ce-ți place, pian sau vioara? Că astea erau singurele două opțiuni pe care le puteai alege la vremea aceea, cel puțin, la Colegiul de Artă din Iași. Și am spus, pian, mai lasă-mă să mai joc fotbal 5 minute. A doua zi, iată, m-am fost admis la Colegiul de Artă, sub îndrumarea Ioane Stănescu. Și nu știam unde o să ajungă treptat. Evident, drumul a fost cu suișuri și coborâșuri. Încă e, să fim serioși, nu toate merg ascendent. Dar, iată-mă, 20 de ani mai târziu, cum a spus. Și de folosit pianul din școală, din... Asta a fost, în primul rând, nu cred că... Imaginez că nu aveai pian acasă. Da, și asta vreau să amintesc, și poate că nu o spun suficient, nu cred că ar fi trecut 20 de ani, iar eu încă să continui o carieră artistică și nu cred că, oricare ar fi condițiile din România sau din zona asta este europeană, peste tot în artă este nevoie de un sacrificiu colosal al familiei. Și eu n-aș fi fost astăzi fără sacrificii al alor mei. Mi-aduc aminte de anul 1999, în anul 2000, cred, mi-a fost nevoit să vândă un apartament cu două camere în Vaslui pentru a-mi procura mie pian. Vorbim de astfel de sacrificii, care astăzi, efectiv, nu știu eu dacă le-aș face pentru copilul meu, deși consider că muzica e foarte importantă. Dar da, am avut șansa, mulțumesc Dumnezeu, să am pian acasă și să studiez. Astăzi e aproape piesă de muzeu, după 20 de ani și 200 de corzi rupte la el, nu mai e într-o stare chiar grozavă. Am șansa să studiez la Oslo pe niște piane foarte, foarte bune, la Iași studiez la conservator, astfel încât e important să am un loc al meu. Însă atunci când sunt mic și nu pot să pierd nopțile de studiu în universitate, atunci e musai, dacă vrem performanță, să avem instrument acasă. Ai simțit vreodată acest aspect ca pe o lipsă, cel puțin când erai la școală? Că trebuia să nu puteai să lucrezi sau să exersezi acasă? Păi nu, exersam acasă, ăsta a fost avantajul meu încă din clasa a doua. A fost ce simțeam eu la ore în general a fost sentimentul de vinovăție și cred că asta e atât benefic cât și dăunător cumva, pentru că știi că atunci când vezi un film, te gândești de ce văd filmul ăsta, mai ales dacă e prost, de ce văd filmul ăsta și nu studiez. E genul ăla de gândire pe care am avut-o cel puțin când eram mic și mă determina tot timpul să merg la pian, deschideam capacul și studiam. Și la fotbal? Nu era același? Fotbalul a venit, s-a cam terminat pasiunea mea fotbalistică odată cu pianul, dar a început cea de tenis. Unii ar spune din nou că e dăunătoare, dar e important să ai alte hobby-uri. Adică pianul la început ca un hobby, acum nu l-aș mai numi hobby, deși sunt norocos să fac ceea ce îmi place, e mai mult de atât. Și cred că și orice tânăr fotbalist, să spunem, să facem o paralelă, care iubește fotbalul. Dar după aia când gândim în termen lung, antrenamente la 6 dimineața, viață publică mai puțin, nu sunt numai beneficii, astfel încât trebuie să facem sacrificii pentru. Ai mers în trend cu situația la nivel național, să spunem, reprezentativa de fotbal a României este cumva într-o scădere față de, nu știu, 94-95. Categoric. La tine la fel s-a diminuat, a crescut pentru tenis, iarăși avem acum performanțe notabile cu Simona Halep. Da. În felul ăsta a fost trendul. Alte pasiuni? Da, pot spune destul de multe. Snookerul, de ce nu? Cred că tot la pasiuni intră și... Revin la fotbal, dar n-am ce face. Sunt un mare suporter al echipei Liverpool și când spun mare, mă refer chiar mare. Am reușit chiar să strâng o comunitate ieșană alături de mine și vedem meciurile împreună. Suntem niște oameni din vari domenii. Acum, între 24 și 26 mai 2019, o să avem o reuniune națională a suporterilor Liverpool la Iași.
vom face din nou o cauză caritabilă, un turneu de fotbal caritabil și e frumos să vezi oameni din diverse domenii care sunt uniți de aceeași pasiune în final. Fotbal, o combinație interesantă. Fotbal și muzică clasică, pianul. În prezent, călătoriile Iași-Oslo. În general, da, practic, sunt călătorii întrucât am, slavă Domnului, o activitate destul de intensă în Scandinavia, dar, în general, sunt întrazi între Iași și Oslo, da, între aceste două orașe. Și atât de des, cum reușești să... Via București, via Otopen, din păcate n-avem rută directă, dar sunt sacrificii, repet, la sacrificii pe care trebuie să le facem. Doctoratul să-l fac acum, în continuitatea primului meu masterat de la Iași, a venit ca o decizie firească, zic eu, pentru că doresc să aprofundez, doresc să țin legătura cu mediul academic ieșan și am șansa să lucrez cu maestrul Dan Prilipcean, pe care l-ascultam de când eram un puș de 4 ani și mergeam cu mama de mână la filarmonică. Am crescut cu CD-urile și discurile înregistrate de Quartetul Voces, astfel încât nu puteam să las timpul să treacă peste acest aspect. Iar la Oslo am șansă să am în continuare mentori, pianiști de clasă mondială, aș putea spune, care să lucrez în baza foarte solidă pusă de Ioana Stănescu. Compozitori de care te simți mai apropiat? Nu. Nu, cred că voi avea. Da, aș putea spune. Încă sunt în cercetare. Cred că ar fi firesc să menționez Iana Ceca, fiind un compozitor de care mă simt apropiat, el fiind și compozitorul al cărui creație o studiez la doctorat. Astfel încât trebuie să am o oarecare afinitate de limbajul său, pentru limbajul său, dar nu pot să spun la vârsta asta că am o afinitate pentru un singur compozitor. Cum e viața ta la Oslo? Într-o paralelă cu viața de la Iași. La Oslo am mai mult timp liber, cumva, deși am mai multă activitate decât am în țară, nu numai la Iași. La Oslo am timp de studiat mai mult, aș putea spune condiții mai bune de studiu, pentru că, din păcate, asta e o problemă generală la conservatoarele din România. Studenții din conservatoare nu au săli de studiu care să fie doar de studiu. La Oslo am un etaj care are în jur de 80 de săli de studiu cu piane, nu intră niciun profesor, sunt sălile studenților și atât. Și la Iași nu am șansa asta. În rest, la Oslo am timp să-mi așez gândurile, să scriu proiecte pentru următoarele concepte, precum acesta pe care îl vom asculta joi. Și în rest am și o activitate managerială, aș putea spune, întrucât din 2018 am început să cochetez cu ideea de director artistic. Deja am făcut programe pentru un forum internațional intitulat European Creative Futures în februarie, care unește mai multe conservatoare din Europa la Oslo, discutând strategii de marketing cultural și cum se pot, de fapt, de antreprenorship, de antreprenoriat cultural, asta e ideea, și am făcut programul cultural acolo și nu pot să nu menționez, și aici vreau să menționez și sprijinul Institutului Cultural Român de la Stockholm și al ambasadorului Adrian Davidoiu, ambasadorului României la Oslo, pentru că am avut susținerea dumnealor să pun în scenă un mare eveniment dedicat centenarului României la Oslo, în fața întregului corp diplomatic internațional de la Oslo, vorbind de ambasadorii Statelor Unite, Rusiei, Chinei și întregului corp diplomatic de acolo, program pe care l-am pus în scenă cu mine, cu alți artiști români, cu alți artiști norvegieni și a fost primit cu un succes rezonător în 8 mai anul acesta. Te-ai gândit după ce finalizezi studiile, doctoratul, cam care va fi frecvența revenirilor în Iași, în România? Cred că dacă îmi puneați această întrebare cu 2 ani, dacă o să merg în Norvegia, aș spus că ceva, ați visat aseară ceva, dar nu, e o tragere la sorți, e un pariu dacă vreți. Nu știu, nu am un obiectiv precis, eu la Oslo mă bucur de activitatea intensă care sper să fie cât mai îndelungată și sper să capete dimensiuni din ce în ce mai globale. Și la Iași, evident că vreau să-mi aduc aportul, eu sunt un tip foarte ambițios de fire și vreau să-mi aduc aportul benefic, zic eu, în dezvoltarea atât a publicului, cât și a viitorilor tineri muzicieni. Nu știu în ce măsură voi reuși, în calitate de ce anume voi face acest lucru, dar cred că sunt multe semne de întrebare pe care tinerii muzicieni nu mai ar trebui să ne le ridicăm. Vorbeam și cu tineri de la Conservatorul din București. În general, publicul la concerte este îmbătrânit. Trebuie să gândim concepte, să transformăm un pic clasicul concept de
recital în două părți, un recital lung de două ore, cum îl facem interesant, cum îl facem ca lumea să nu caște, să nu-și verifice telefonul pe Facebook pe tot parcursul recitalului. Să stea concentrată la... Da. Trebuie să atragem atenția. Apoi mai fac, mai trag semnale de alarmă dacă vreți, și la faptul că eu menționam că m-am îndrăgostit cu muzica clasică de la Tom și Jerry. Astăzi, dacă deschidem canale de desene animate, nu mai vedem muzică simfonică, nu mai vedem, în câteva reclame, dar prea puțin, astfel încât copiii nu sunt expuși la muzică clasică, la muzică de calitate în general, că putem să vorbim și de formații precum, iată, ravagiile pe care le fac în box office, Bohemian Rhapsody, bazat pe povestea lui Freddie Mercury. E muzică bună acolo, asta nu cred că poate nega nimeni, fie că ne place, fie că nu, trebuie să fim expuși la ea și apoi treptat ne alegem genul preferat. Vorbeai despre studii, vorbeai despre faptul că la Oslo sunt 80 de săli, da, în care intră doar studenții pentru... Ce înseamnă studiu pentru un pianist? Înseamnă cărți, înseamnă partituri, înseamnă exerciții? La doctorat înseamnă și foarte multe cărți. Da. Activitatea mea se împarte practic în orele de studiu din timpul zilei, când am o viziune artistică, dacă vreți, asupra ceea ce fac. Dacă e să vorbim foarte plastic, da, mișc degetele 8 ore pe zi la pian, dar e vorba de procesul intelectual care are loc în același timp și acesta este de ordin artistic. Seara însă, când vine timpul doctoratului, mă transform într-un cercetător, nu britanic, zic eu, cu tot respectul, dar într-un cercetător care trebuie să analizeze tot ceea ce a cântat în timpul zilei. Astfel încât pentru mine e un sumum de direcții în care mă îndrept. Însă, de regulă, asta înseamnă studiu în ansamblu, repetiții, pentru că putem vorbi și de muzică de cameră, nu putem avea carieră doar solo și doar între patru pereți în sala de studiu, trebuie să colaborăm cu alți muzicieni și iată cu alți artiști, cum e cazul meu în joia aceasta, pentru că am zis totdeauna, cel mai mare blestem al muzicienilor și cred că al pianiștilor în mod particular e că lucrează singuri întotdeauna. Nu știm să lucrăm în echipă, nu avem abilități sociale, mulți tineri efectiv nu au nicio viziune și nu au nicio abordare de leadership și eu iau amenințarea asta pe termen lung pentru cariera fiecăruia. Este și, să spunem, responsabilitatea sistemului de educație din România? Știu că, de exemplu, în Norvegia nu se pun note. Foarte adevărat. Da, asta e o mare diferență între sistemele noastre educaționale, dar în același timp nu aș vrea să arăt cu degetul la sistemul educațional din România, pentru că noi totuși suntem binecuvântați de acest sistem, de diferențierea sistemelor, dacă vreți, pentru că vorbim de sistem vocațional. Spre exemplu, la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, unde mi-am petrecut 12 ani din viață, avem sistem vocațional, suntem axați pe filiera vocațională, învățăm încă de mici teoria muzicii și toate domeniile aferente muzicii, astfel încât atunci când ne pregătim să facem pasul la universitate, fie că vorbim de conservatoriile din țară, fie din străinătate, suntem pregătiți, suntem la un nivel destul de ridicat. Dacă știm că vrem să facem asta din clasa a noua, avem documentația necesară pentru a reuși. În Norvegia nu e așa, nu există licee de muzică. Toți cei care vor să urmeze conservatoare, bine că sunt doar două mari, la Bergen și la Oslo. Norvegia e o țară, deși e imensă ca suprafață, 5 milioane de locuitori, sunt aproape insignifianți. Iar Oslo nu este de două ori mai mare decât Iași. Da, Oslo nu e un oraș extraordinar de cosmopolit. Eu stau de 2 ani jumătate în Oslo, nu vorbesc încă norvegiană. Jeg snakker ikke norsk, care înseamnă eu nu vorbesc norvegiană, este singura norvegiană pe care o știu. Asta e principalul atu al orașului, că e foarte cosmopolit, toată lumea vorbește engleză, e o capitală a multiculturalismului, dacă vreți. Da, problema, apropo de sistemul de educație, nu e vorba de o critică de ansamblu, ci de aspectul pe care îl remarcai și spuneai că lipsește de multe ori sau în multe cazuri la artiști, adică acela de capacitatea de a forma echipe, de a colabora. Da. La asta mă întrebam dacă cumva lipsește sau este, nu neapărat lipsește, dar poate că este în măsură mai mică în sistemul. Da, cred că așa e cel mai corect formulat, pentru că eu sunt obișnuit să fac muzică de cameră din liceu, din clasa a noua, dacă nu mă înșel, astfel încât suntem expuși la lucra în echipă.
ce lipsește este într-adevăr o viziune despre cum ne formăm un portofoliu, o imagine noi ca tineri muzicieni. Pentru că chiar aseară urmăream un interviu cu Anne-Sophie Mütter, celebra violonistă, în care menționa că, într-adevăr, dacă vorbim de calitățile tehnice ale unui instrumentist astăzi, viteza de interpretare, de execuție a unei partiduri muzicale, acuratețea, totul a crescut, suntem din ce în ce mai robotici, dar personalități pe cum și număr române aici, Radu Lupu sau Dinu Lipati, care să exceleze prin muzicalitate, deja avem din ce în ce mai puțin. Și, în general, lumea este... are tendința, tinerii artiști au tendința să fie din ce în ce mai perfecți, să fie executanți și nu acordă atenție a cine sunt eu, cine este Dragoș Cantea, pentru că asta e un lucru la care mă strofoc și eu astăzi. Ca să dau un exemplu foarte concret, eu dacă merg și am un recital undeva într-o biserică la 400 de kilometri de Stockholm, acolo nu am încă un renume. Lumea nu vine pentru Dragoș Cantea, lumea vine pentru repertoriu, pentru Janáček și Mussorgsky. Dacă le place programul ales de mine, atunci o să mă placă și pe mine. Dar vine la program pentru Mussorgsky. Din fericire sau din păcate, nu știu, la Iași și în alte orașe din România, lumea vine și pentru Dragoș Cantea, nu vine neapărat doar pentru muzică. Deci e foarte important să avem un repertoriu, un portofoliu pe care să-l prezentăm. O problemă de management cultural. Exact. Cred că aici e esența. O altă întrebare. Vorbeai și despre o biserică la 400 de kilometri de Stockholm. Ce relație ai cu clădirile în care cânti? Exemplu, de obicei lucrurile astea se întâmplă în clădiri speciale. Da, în primul rând... somptuoase și așa mai departe. Nu tot timpul. Deci nu pot spune că eu am reșat numai în săl de 400, 1000, 2000 de locuri. Sunt biserici de 80 de locuri, reșaturi foarte intime. Am destul de multe reșaturi private, care înseamnă o reuniune de familie, dacă vreți. De 20 de persoane adunate așa în jurul pianului, foarte intimă atmosfera. Dar relația mea cu sala, și asta e un aspect foarte important, începe de când am aflat data concertului. Pentru că încep sala, clădirea, încep să-mi proiectez arhitectura, exact, locului. Totul și acustica sălii. Încep să-mi proiectez toată imaginea finală a evenimentului, pentru că astfel sportivii practică același lucru, simulează în capul lor rezultatul final al cursei sau al meciului de fotbal, al oricărui eveniment, întrucât procesul se cheamă imagerie și ne ajută pentru a evolua mai bine sub presiune. Și e un proces care trebuie cercetat din ce în ce mai des și de muzicieni. Cei care vorbesc în public fac același lucru, profesioniștii. Bingo. Bun, o altă discuție ar fi foarte pe scurt cu situația aceasta în care ne găsim noi. Tu cum vezi? Sau cum văd apropiezi de ai tăi din, nu știu, din Oslo, poate, România? Este o situație foarte tulbure, așa, și politic, și non-politic. S-au dat zilele trecute, ieri, alaltăieri, rezultate al unor studii care arată că aproximativ 7 milioane de români au părăsit România, dintre care 90% dintre aceștia definitiv. Cifrele pentru noi, dacă primim introspectiv, cred că sunt într-adevăr îngrijorătoare. Dar norvegienii, o mare parte, spun bine mersi, pentru că au nevoie de forță de muncă. Spuneam, Norvegia este un explorator imens de petrol și de pește. Astea sunt principalele două industrie ale Norvegiei. Mulțumon, exact. Și au nevoie de forță de muncă, în special în zona nordică, unde oamenii au tot felul de beneficii pentru a se muta, inclusiv de la taxe mai mici, salarii mai mari, beneficii în sănătate, pentru că sunt orașe depopulate, e frig, iarna nu iese soarele deloc, e frumos că ai aurora borealis, asta într-adevăr, dar e greu, eu nu m-aș imagina trăind într-un astfel de oraș. Dar e nevoie de forță de muncă, astfel încât ei spun mulțumesc. E o problemă, într-adevăr, cu românii în mod special, pentru că nu toți românii, din păcate, vin să muncească, vin să fie cu acte în regulă. Mulți dintre români nu pot fi opriți la graniță pentru că sunt cetățeni europeni și au dreptul să viziteze ca turiști, chiar dacă nu știu engleză sau norvegiană. Și 60 sau 90 de zile au dreptul să stea pe teritoriul Norvegiei fără niciun fel de problemă. Unde stau? Nimeni nu știe și eu personal ca artist mă lupt cu asta. Există tot felul de evenimente, promovez Iașul cât de mult pot, chiar laud, ca o mică paranteză, am avut o recital la Premiul Nobel, la Centrul pentru Premiul Nobel în octombrie și la finalul acestuia
am interpretat o lucrare de Constantin Silvestri și apoi am făcut un scurt istoric al Iașului. Spuneam că la 1860 Iașul deja avea prima universitate românească. Ce avea Norvegia la 1860? Pe lângă balene, prea multe nu, că erau și sub dominație daneză. Era o situație foarte complicată. Astfel încât avem un patrimoniu care, slavă Domnului, chiar poate fi promovat la cele mai înalte cote. Dar ne confruntăm cu situațiile pe care le știm și noi prea bine. Vă invit să-l urmăriți pe Dragoș Andrei Cantea la acest eveniment de pe 29 noiembrie, joi, la ora 19, în aula Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, alături de artistul vizual Adelina Ioana Boroș. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Mulțumesc, Dragoș Cantea. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiasului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:30. Acum vă urez o seară cât mai bună!